a conferinței Gheorghe Beleiu, având ca temă formarea progresivă a contractului, actele și contractele preliminarii, aspecte teoretice cu implicații și aplicații practice. În opinia regretatului profesor Gheorghe Beleiu, studiul dreptului civil nu este altceva decât studiul elementelor raportului juridic civil. Dar pentru a studia elementele raportului juridic civil, bineînțeles, trebuie să existe un raport juridic civil, iar existența lui este dată de existența unui act sau fapt juridic civil. În prima ediție, de acum 2 ani, a conferinței Gheorghe Beleiu, am avut ca temă analiza actului juridic civil în general. În ediția a doua, de astăzi și de mâine, trecem la o analiză mai specializată și anume la aspecte particulare ale teoriei actului juridic civil, în speță la formarea progresivă a contractului pe de-o parte, dar și la și-anumitele acte și contracte preliminari sau preparatorii pe de altă parte, a căror existență și importanță astăzi nu poate fi tăgăduită de nimeni. Ca și la ediția din 2019, ne bucurăm de prezența specială a unor invitați, în speță a domnului academician Liviu Pop, pentru care profesorul Gheorghe Beleiu și deopotrivă domnul decan Viorel Mihai Ciobanu au fost cei mai buni prieteni de la București. Domnul decan Lucian Bercea, pentru prima dată în premieră de la Universitatea Vest Timișoara, domnul profesor Dan Chirică, tot de la Universitatea Babeș-Bolyai, mai tânărul nostru coleg, profesorul Ionuț Florin Popa, tot de la Babeș-Bolyai, și de asemenea profesorul Dan Andrei Popescu, de la Universitatea Babeș-Bolyai, în comisia de doctorat a fost și a făcut parte și profesorul Gheorghe Beleiu. De peste ocean o să ni se alăture și o fostă asistentă a profesorului Beleiu, doamna Dana Neacșu. Alături de acești invitați, evident, avem o pleiadă de personalități, în principal de la Facultatea de Drept a Universității București, dar și din altă parte, în frunte cu domnul ministru Valeriu Stoica, doamna profesor Moarcăș, bineînțeles aici domnul decan, ex-decan, să spunem, Flavius Baia și nu în ultimul rând domnul decan Răzvan Dincă. Tematica este deja cunoscută. Avem un desfășurător pe care a fost dat publicității și nu o să insist asupra lui. Pe paneluri o să prezentăm intervențiile și vom anunța, bineînțeles, și contributorii, intervenienții. Aș mai face două mențiuni înainte de a da cuvântul pentru deschidere domnului decan Răzvan Dincă. Toate contribuțiile la această a doua ediție, pe care sperăm să fie de succes, vor fi publicate într-un volum al conferinței, ca și în cazul primei ediții. De asemenea, salutăm prezența aici și a colegului nostru de la Chișinău, domnul decan Sergiu Băieș. Și, în ultimul rând, aș dori să mulțumesc tuturor celor implicați în organizarea acestei conferințe, în primul rând colegilor mei, domnul prodecan Radu Rizoiu,
profesorul George Ilie, profesorul Cristian Paziuc, dar și doamnei Ioana Vârsta și domnului prodecan Dragoș Costescu, care s-au ocupat de, să spunem, partea tehnică. În încheiere, aș dori să mulțumesc tuturor pentru prezența dumneavoastră online, din păcate, dar sperăm că la edițiile următoare să avem și o prezență fizică, adică să revenim la situația normală. Vă mulțumesc încă o dată și dau cuvântul domnului decan Răzvan Dincă. Vă mulțumesc, domnule profesor, domnule academician, doamnelor și domnilor profesori, participanți, stimați studenți. În urmă cu mai bine de 20 de ani, aveam norocul să fac parte din fericitele generații de studenți care intrau pe ușa dreptului civil sub supravegherea și sub ghidajul domnului profesor Gheorghe Beleiu. Cu această întâmpinare, fac parte dintre norocoșii care, astfel întâmpinați, n-au mai părăsit domeniul dreptului civil, grație pasiunii pe care acest ilustru profesor le-a sădit-o pentru această materie. Eu sunt colțul ăla micuț, când ei rimează de-acolo. Poate că reușim să... Există o interferență cu domnul profesor Popcă. Aveam deci norocul ca marțea dimineața să fim introduși în conceptele dreptului civil printr-un discurs extrem de elegant, detașat, care impunea respect și care avea asupra dreptului civil ceva din aura sfinților în icoane. Avea o coerență desăvârșită, o transparență de cristal și totuși o aură de mister. Cred că exact acesta rămâne modul în care și acum, după 20 de ani, văd dreptul civil ca pe un ideal al coerenței care niciodată nu va suprima aura de mister și atractivitatea misterului, care niciodată nu va renunța la apelul către a-i descoperi enigmele, în ciuda desăvârșitei sale transparențe. Am avut norocul de a fi îndrăgostit de acest drept civil pe care profesorul Beleiu îl întrupa ca nimeni altul și îi sunt recunoscător profesorului, sunt recunoscător memoriei sale, pentru că astfel mi-a creat pilonii carierei. Astăzi sunt extrem de onorat să salut deschiderea acestei a doua ediții a conferinței de drept civil dedicată memoriei profesorului Gheorghe Beleiu și să salut totodată, pe de o parte, constituirea unei tradiții, pentru că suntem la a doua ediție, ceea ce demonstrează succesul primei ediții. Și pe de altă parte, cizelarea, rafinarea unui demers științific, întrucât prima ediție a avut, cum a spus și domnul profesor Marian Nicolae, o temă generală, actul juridic civil, care a fost de altfel servită de niște studii spectaculoase, extrem de valoroase, publicate într-un volum extrem de prețios pentru civiliști. A doua ediție își propune deja să abordeze o temă mai
îngustă, în domeniul căreia noul cod civil a adus foarte importante cizelări, pe care primii 10 ani de practică a acestui cod le-au preluat și le-au aprofundat, dând ocazia doctrinarilor să reviziteze materia formării progresive a contractului, conducând la aprofundarea conceptelor și la rafinarea raționamentelor pe care această materie le presupune. Sunt convins că această a doua ediție a conferinței va fi o ocazie pentru asemenea rafinări conceptuale, va fi o ocazie pentru studii la fel de importante ca și cele apărute cu ocazia primei ediții, va fi o ocazie de bucurie a întâlnirii și a cercetării împreună în domeniul acesta fascinant și mulțumesc organizatorilor, colectivului de disciplină de la dreptul civil de anul întâi, coordonat de domnul profesor Marian Nicolae, pentru că și-au asumat efortul organizării acestei conferințe și pentru că au reușit să alcătuiască o listă de invitați atât de prestigioasă, listă care astăzi ne îndeamnă să așteptăm cu nerăbdare comunicările științifice ale conferinței. Cu mulțumiri și cu urări de succes adresate acestei conferințe, deschid aceste lucrări și aștept cu nerăbdare comunicările. Mulțumesc! Mulțumim și noi, domnule decan. În continuare, o să dau cuvântul doamnei profesor Claudia Ana Moarcăș pentru a omagia personalitatea profesorului Gheorghe Beleiu în cât să spunem 15-20 de minute, din păcate, pentru a putea respecta programul anunțat. Vreau să precizez că doamna profesor Marcăș a fost unul din colaboratorii foarte apropiați ai profesorului Beleiu. Aveți cuvântul, doamna profesor. Vă mulțumesc. Bună dimineața tuturor. Mulțumesc organizatorilor pentru invitație și permiteți-mi să îi felicit pentru organizarea acestui eveniment aflat la a doua ediție, care mi oferă prilejul astăzi să cinstesc memoria profesorului meu Gheorghe Beleiu și mai ales să-l onorez după aproape un sfert de veac de singurătate pe cel care pentru mine a fost un mentor, un biruitor al vremurilor și o stea care și astăzi îmi luminează calea și pe care, ca să continui cuvântul domnului academician, profesor universitar Liviu Pop, de la prima ediție, atât cât îmi va fi dăruit, îl voi iubi și prețui cu sinceritate și cu toată ființa mea, ca om, ca student, ca jurist și profesor. Sit Terra Levis, născut sub semnul Fecioarei, într-un sat minunat din județul Alba, la poalele muntelui, în anul în care eu vedeam lumina zilei, dânsul absolvea ca șef de promoție Facultatea de Drept a Universității din București, urmând ca în 1986 să fie primul profesor cu care mi-am început viața de studentă, adevărata școală a vieții pe care mi-a îndrumat-o cu blândețe, cunoaștere și iubire. Cursurile și seminarele de drept civil, cercul științific de drept civil și în calitatea sa de șef al Catedrei de Drept Privat, m-au determinat să îl admir mai întâi
apoi să-l îndrăgesc și să-mi sfârșesc studiile iubindu-l necondiționat și neîncetat. Spune-mi și voi asculta, arată-mi și îmi voi aminti, implică-mă și voi înțelege. Așa l-aș defini eu astăzi, cu recunoștință, prețuire, respect și mulțumire, pe cel care a fost un asidu cercetător, un corifeu al dreptului civil și al dreptului românesc, personalitate strălucită a învățământului superior juridic. Mai mult, cel mai înzestrat om, desăvârșit, înțelept și riguros profesor, care mi-a zidit, mi-a format gândirea juridică, mi-a modelat personalitatea, făcându-mă conștientă de valoarea creativității, a libertății mele ca persoană, de însemnătatea muncii adevărate, care să mă sprijine să îmi găsesc și să-mi urmez vocația, ca imperativ al personalității mele responsabile, să-mi afirm individualitatea în direcția originalității specifice, pentru că astăzi, în fața dumneavoastră, să fiu eu, autentică, cea care sunt și pe care mulți dintre dumneavoastră o cunoașteți. Am să vă rog să consimțiți la mărturisirea ce urmează să vi-o fac și să o primiți sub aceste condiții speciale. Eu sunt cea responsabilă pentru atitudinea mea. Atitudinea îmi influențează și determină acțiunile. Doresc să pot a-i schimba pe cei din jurul meu, doar influențându-i spre cunoaștere, cinste și respect, iubirea fiind cea mai puternică armă de partea binelui. În fața dumneavoastră astăzi voi mărturisi pentru prima dată ce a reprezentat și însemnat pentru mine profesorul universitar dr. Gheorghe Beleiu, cu speranța că cei care ne ascultă și ne vor citi vor urma învățăturile de care am avut parte și pe care am datoria morală să le transmit mai departe, pentru că un profesor dedicat are dorul intern de a împărtăși și altora, de a nu ține sub obroc făclia, de a o pune pe masă astfel încât școala să rămână mereu un pământ roditor, să lumineze, să permită însămânțarea minții și sufletului tinerimii, să le călăuzească pașii în cele mai întunecate vremuri pe calea devenirilor, întărindu-le caracterul, sporindu-le identitatea și demnitatea, ținându-i mereu treji, conștienți de rădăcinile lor, pentru că lumina reproduce o imagine perfectă a realității. Prima lecție pe care am învățat-o de la profesorul Beleiu a fost despre cum să învăț. Pentru că mereu îmi spunea idoma lui Alvin Toffler, analfabeți nu sunt cei care nu știu să citească și să scrie, ci cei care nu învață cum să învețe. A doua lecție a fost a încrederii în sine. Nu ai nevoie de nimeni care să stea cu tine sau să fie lângă tine când ai de susținut o lucrare sau de dat un examen. A treia lecție a fost aceea a muncii, care este singura cale spre adevăr și bine. Nimic nu intră în mintea omului dacă nu trece mai întâi prin ochii și urechile și îndeosebi prin mâinile lui. Munca înseamnă a privi, adică răbdare și atenție, auda, grija în formulare și redactare și rânduiala, structurarea sau abordarea logică, corectă și completă a oricărui subiect, situație sau studiu de caz. Munca înseamnă a stârpi omizile,
adică a face curățenie și a păzi mugurii. Fii iubitoare, pentru că puterea caracterului stă în dragoste. A patra lecție a fost a voinței. Cei ce știu să voiască pot să se conducă pe sine și să povățuiască și pe alții. Altfel spus, voința depinde de judecata fiecăruia, care trebuie să fie clară, adică bazată pe temeiul gândirii drepte, care să trezească în suflet simțirea vie a lucrului dorit sau voit. A cincea lecție a fost aceea respectului adevărului și a scârbei față de minciună. Poți greși din neștiință, dar cel pe care educația l-a vaccinat pentru totdeauna are în sine puterea de a se ridica, răscumpărându-și singur greșeala. A șasea lecție este puterea de a transforma convingerea în faptă. Latura personalității sufletești este caracterul care urmează adevărul și este fidel atât în teorie cât și în practică. A șaptea lecție, inspirat probabil de Aristotel, pentru care mâna este unealta uneltelor, iar creierul este mașina tuturor mașinilor, orice muncă prinde rădăcini în creier. Așa că repetă munca până devine deprindere și caracter și adaugă iubirea, pentru că dacă îmi spui ce și cum muncești, am să pot să-ți spun cine ești. A opta lecție, cum spunea Kant, este a lucrului în sine, das Ding an sich. Nu crede că poți să furi munca altuia și nu risipi munca nimănui, dar lasă toate ușile și ferestrele deschise ca să poți învăța despre fiecare lucru. Pentru că atâta lume există, câtă intră și cum intră în reprezentarea ta. Gândește mereu potrivit cu realitatea. Și lecția lecțiilor, care se aplică și astăzi ca o rețetă a fericirii. Claudette, atașament fără egoism, veselie fără răutate, și loialitate fără amăgire. Lasă mereu în urma ta stăruința care dăinuie în veacuri. Pornind de la cele învățate, în primul rând, de la cel pe care astăzi îl comemorăm prin cunoaștere și știință și care pentru mine a reprezentat și însemnat mai mult decât mintea poate să cuprindă, închei mărturisindu-vă legămintele pe care le-am făcut cu mine. Fii mereu o mesageră a adevărului și a iubirii. Fii impecabil în tot ceea ce spui, adică nu te trăda niciodată pe tine. Nu considera nimic ca fiind personal, pentru că nimeni nu este perfect. Nu face presupuneri, ci pune mereu întrebări și fii clară, pentru că îți oferă imunitate în interacțiunea cu tine însăți și cu alții, cu propria ta voce a cunoașterii și pentru că nici una din realitățile virtuale nu constituie adevăruri. Dă mereu tot ceea ce ai mai bun. Acționează, pentru că nimeni nu se naște învățat. Și pentru că este și singurul lucru pe care îl poți face, pentru că ești vie. Te schimbi tot timpul, iar ce ai mai bun se schimbă de asemenea de la un moment la altul. Fii sceptică, dar învață să asculți, adică pune-ți credința în tine, fiind responsabilă pentru ceea ce spui tu, și nu pentru ceea ce înțeleg ceilalți. Fii conștientă mereu de puterea gândului, a vieții și iubirii tale. Nu este nimic de justificat și nimic de crezut.
cât despre mine tot ce știu este că știu prea puțin. Și de aceea am să vă invit pe toți să participăm la un alt vis al umanității, unul în care toți să putem trăi în armonie, adevăr și iubire. Mi-e dor, un imens dor de spiritul său, de harul credinței sale, despre care am învățat că se dăruiește cu generozitate, prin strădanie, încredere, sinceritate, exigență, rigoare și stăruință, ca să putem să învățăm pe alții. Nu ne grăbim, dar nu avem nici timp de pierdut. Ajută-mă, înțelepciune, care ești lumină supusă să schimb lumea. Vă mulțumesc, doresc mult succes acestui eveniment și îmi exprim convingerea că în memoria profesorului pe care astăzi îl comemorăm, împreună începem să împlinim acest nou vis al umanității în armonie, adevăr și iubire. Mulțumim mult, doamna profesor. Cu doamna profesor să ne întâlnim în partea a doua a zilei, în cadrul panelului 3, cu o intervenție foarte interesantă legată de obligația de a negocia în dreptul muncii realitate deziderat sau utopie. După aceste cuvinte extrem de emoționante despre personalitatea profesorului Gheorghe Beleiu, care cred că a marcat pe toată lumea, va trebui să trecem totuși la un aspect mult mai tehnic și anume la panelul 1, dând cuvântul în deschiderea acestui panel domnului academician profesor universitar dr. Liviu Pop, îmi spuneam unul din cei doi cei mai buni prieteni de la București, alături de regretatul domn decan Viorel Mihai Ciobanu, pentru o intervenție în legătură cu o chestiune foarte interesantă despre deontologia negocierilor pentru formarea contractelor. Aș mai menționa că, cel puțin pentru perioada postbelică, domnul academician este singurul care a încheiat un tratat de obligații. Anul trecut a apărut și volumul al treilea despre faptele juridice licite și ilicite, încheind practic analiza materiei atât de fascinante și practic cele mai importante, după părerea mea, a dreptului civil, și anume aceea a obligațiilor. Domnule academician, vă mulțumim încă o dată pentru că ați răspuns cu atâta promptitudine și invitației noastre, ca și la prima ediție, și dorindu-vă multă, multă sănătate și putere de muncă, vă rugăm să aveți cuvântul.